Suntem la ultima parte, unde facem adopțiunea și trimiterea apei către bazinul de tratare și de clorinare, ca apa să fie potabilă. Se lucrează pentru că termenul ne presează, să ne apropiem de sfârșitul anului. Suntem în luna lui august, dar timpul nu stă în loc. Mai aveam de adus curentul electric aici jos. Știți cum sunt cu avizele la ora actuală, mai ales cu EONU și cu ceilalți de Elgaz, lucrăm foarte, foarte greu. Da, partea de rețele? Partea de rețele pentru populație este terminată 100%, inclusiv conducta până aici, conducta care înseamnă apa de trimis sus la bazin. Și vorbim de un proiect de câte milioane de euro? Un proiect de 2,5 milioane de euro. În ceea ce înseamnă alimentare cu apa satului Păltiniș, urmând în proiectul următor să facem extinderea către satele Horodeștea și Cuzlău și Slobozia. Și pregătiți și un proiect pentru canalizare? Un proiect de canalizare, avem toate măsurătorile, toate ridicările topo, tot ce înseamnă tehnic. Stăm și ne gândim de 3 ori dacă să facem acea canalizare, știind că taxele pentru canalizare aici la Păltiniș vor fi foarte mari, deoarece relieful este un pic mai atipic față de alte comunități. Ne trebuie cel puțin 8 stații de repompare. Și când vorbim de canalizare și apă menajeră, sunt foarte multe probleme după aia să nu se înfunde și de aia gândim că să nu fie taxele prea mari pentru populație și proiectul să fie greu de dus la capăt. Pentru că avem și obligații după ce facem să racordăm și populația la canalizare, mai ales că marea majoritate a cetățenilor din comună au fost sceptici.